Hockeyul moldovenesc mai există doar datorită entuziasmului câtorva oameni. Unul dintre cele mai iubite sporturi de iarnă depinde în Moldova de mila părinților unor copii îndrăgostiți de hockey. Dar cum orice pasiune costă, nici practicarea hockeyului nu este chiar ieftină. Pentru o pereche de patine, un părinte ajunge să scoată din buzunar până la 120 de euro, apărătorile și genunchierele între 150, iar casca o altă 100 de euro. Crosele împreună cu mănușile costă în jur de 150 de euro. Așadar, setul complet de echipament ajunge la cel puțin 500 de euro. Pe lângă această sumă, părinții mai au de achitat în jur de 100 de euro pentru închirierea patinoarului și salariul antrenorilor. Дети, они все талантливые. Нужно их развивать просто и все. В России, кстати, тоже на этом раннем уровне, когда приходят дети в 5-6 лет, это тоже все за счет родителей. Pentru micii hocheiști, acest sport a devenit deja o parte importantă a vieții lor. Mulți dintre ei se văd peste câțiva ani în echipe mari din țări cu tradiții bogate în hockeyul pe gheață. За сборную Молдовы будешь играть или за сборную России? Хочу за сборную России. Не знаю. Там лучшие игроки, там лучше тренировки и каток побольше. Хокеиștii moldoveni au cerut ajutorul oficialităților pentru că au nevoie de un patinoar adevărat. Fără el, hocheiul moldovenesc nu va ajunge niciodată la nivel de performanță. Până să primească sprijin de la autorități, hocheiștii din Chișinău participă cu regularitate la turnee din Rusia și România.